În timp ce România are nevoie de investiții în toate domeniile, autoritățile locale și județene sunt legate de mâini și picioare din cauza diferențelor de alocare a banilor din fondul de rezervă. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj împotriva acestui abuz în serviciu. În Mehedinți, 80% din suma totală a ajuns la cele 20 de primării conduse de primari PNL sau la cei pe care i-au cumpărat anul trecut, tot prin astfel de alocări. Cele 43 de unități administrativ-teritoriale conduse de primari PSD au primit 20% din sumă, câte 50.000 de lei fiecare. Mai exact, 43 de primării PSD au primit în total cât a primit o singură comună condusă de primari PNL. Nemai vorbind despre Consiliul Județean Mehedinți, căruia i s-au alocat 3,9 milioane de lei, în condițiile în care s-au solicitat 33 de milioane și doar DGASPC are nevoie de 13,5 milioane de lei pentru salariu și funcționare. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a tras un semnal de alarmă cu privire la acest aspect. O nouă dovadă de cinism a guvernului Câțu este alocarea banilor către unitățile administrativ-teritoriale din fondul de rezervă. După ce la rectificarea bugetară a introdus o sumă fabuloasă în fondul de rezervă, tocmai pentru a o distribui după congres, pentru a se achita de primarii PNL pentru voturile pe care le-a primit ca să devină președintele partidului. În aceste condiții și în cadrul general oferit de guvernarea PNL cu scumpiri la energie și gaze naturale, cu scumpiri ale alimentelor, plata salariilor oamenilor din administrație, din asistență socială, personalului neclerical în ultima parte a anului, este imposibil de făcut dacă nu se fac noi alocări, nu mai vorbim despre investiții. Socialdemocrații au depus o plângere penală pentru abuz în serviciu față de toți demnitarii implicați în decizia luată de guvern. De asemenea, hotărârea prin care au alocat discreționar banii către primării din fondul de rezervă va fi atacată și desființată.